Legea pensiilor intră luni în dezbaterea Camerei Deputaților. Sindicatele spun că ea îi pedepsește pe cei angajați acum și se plâng Comisiei Europene. Cuplul Iohannis s-a relaxat azi într-un safari din Kenya și armata Israelului a intrat în cel mai mare spital din fâșia Gaza, Al-Shifa. E miercuri, 15 noiembrie, ascultați știrile zilei de la Recorder. S-ar prea putea să fie un record în România de după 1989. Guvernul Ciolacu promovează o lege a pensiilor care a reușit să enerveze chiar și sindicatele. Blocul Național Sindical spune că legea îi pedepsește pe salariații activi. Documentul a trecut de Senat în mai puțin de o zi, iar lunea viitoare e de așteptat ca același lucru să se întâmple la Camera Deputaților. Organizația sindicală s-a plâns Comisiei Europene și avertizează că e de așteptat ca în câțiva ani vârsta de pensionare să urce din nou. Mircea Burlacu, vicepreședinte al BNS, spune că guvernul a mimat consultarea cu părțile implicate și că rolul Parlamentului în adoptarea legii e unul pur decorativ. E doar un festival preelectoral, acum se este pe toate posturile de televiziune și această clamată creștere de 13,8% de la 1 ianuarie era prevăzută, era predictibilă, nu e nimic nou. Pentru toată masa de pensionari care sunt acum în plată în România, va fi un câștig mare. Decât că acest proiect, odată pus în practică, dacă îl vor pune, se creează așa o Românie cu două entități. Pensionarea față în plată și lucrători viitor pensionari, care nu mai au niciun fel de predictibilitate a modului în care se va reși la pensie asupra calculului. Au introdus în lege câteva elemente în raport de care în viitor dumnealor pot să modifice elementele de contributivitate privind nivelul de taxare, nivelul de contribuție, condițiile de ieșire la pensie. Nu avem niciun orizont de calcul sau predictibil asupra cuantumului pensiei. Va fi crescută implicit și vârsta de pensionare. Ce vă face să spuneți asta, domnule Burlacu? Păi uitați-vă la articolul 47.5, care condiționează ajustarea vârstei de pensionare și a nivelului de taxare de către un raport al Comisiei Europene privind creșterea sau scăderea speranței de viață în România. Este negru pe alb. Cu alte cuvinte, vă așteptați ca vârsta de pensionare să se majoreze? Cu siguranță nu la anul, pentru că e an electoral. Nu, peste 3 ani. Dar din perspectiva calculului și al bugetului pe pensii, eu cred că legea asta nu va putea fi aplicată. Pe de altă parte, e cert pentru toată lumea, la fel cum a trecut ieri de Senat, va trece și lunea viitoare această lege de Camera Deputaților. Ea va produce efecte. Va produce efecte și va produce dezastre. Prima creștere se va întâmpla cea de 13,8%. Până la urmă se va găsi anvelopă bugetară, da? Cealaltă va fi în septembrie. Până atunci omul va fi băgat de mult votul în urnă și ne vom aștepta la prorogări. Dar ajută la ceva plângerea aceasta la Comisia Europeană? Ea nu poate interveni în felul în care se legiferează la noi. Bine, stați un pic. Comisia Europeană va proceda la analiza fondului acestui proiect de lege și cu siguranță va interveni. Pentru că oamenii ăștia s-au comportat ca în 47, cu pumnul în bot. Nu ne-au dat niciun timp de consultare. În România, nu numai partenerii sociali sunt de decor, ci Parlamentul a devenit de decor. Uitați-vă că în Senat n-au fost decât 24 de ore de dezbatere. Ce dezbatere se putea face în 24 de ore pe o lege de o asemenea magnitudine și de o asemenea importanță? Haos persistent la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Mai bine de 60 de studenți au fost internați azi noapte de urgență la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș cu simptome de toxi-infecție alimentară. Ar fi mâncat iaurturi posibil expirate, servite la una dintre cantinele din campus. Reprezentanții institutului au confirmat pentru Recorder existența focarului de infecție. Studenții au fost între timp externați. Oficial, Academia de Poliție are un medic angajat de Direcția de Specialitate din Ministerul de Interne. Potrivit însă informațiilor noastre, el s-ar afla în concediu pe perioadă nedeterminată. Studenții din Cămine au descris pentru Recorder atmosfera de noaptea trecută și s-au plâns că de fapt nu beneficiază aproape niciodată de servicii medicale în campus.
În jurul orei 11 noi eram deja în pat și am observat girofarul. Făceam un lucru ciudat chiar în Academia de Poliție. Oamenii au început să se simtă rău fix după masă și au început să manifeste stări de greață și vărsături. Au fost transportați la spital. Lucru foarte ciudat că n-au fost transportați cu ambulanța. Li s-a spus să meargă cu mașina personală sau să-și comande bol de la poartă. Mâncarea lasă de multe ori de dorit și nu este prima oară când primim iaurt din loturi expirate. Avem și cabinet medical, însă de multe ori medicul primar nu îl putem găsi. Motive personale, nu prea ni se comunică motivele pentru care nu îl găsim acolo. Chiar dacă avem rapoarte zilnice de dimineață, nu ni s-a comunicat nimic, dar concluzia mea e că le pasă mai mult de imaginea instituției decât de studenți. Academia de Poliție spune într-un comunicat că va verifica felul în care sunt depozitate și servite alimentele în campus, nu este însă pentru prima dată când studenții școlii de elită a poliției se plâng din cauza condițiilor. De-a lungul timpului au apărut fotografii care surprind viermi și insecte în mâncare, dar și spații de cazare neconforme. Cu doar două săptămâni în urmă, Recorder a publicat mai multe imagini care arată că tavanul unui cămin proaspăt renovat cu bani europeni a cedat după o ploaie. Mai multe camere și holuri au fost inundate. Nu e clar cine ar trebui să se ocupe de rezolvarea problemelor. Săptămâna trecută, rectorul Ștefan Claudiu Kindriș a plecat de la Academie. E al șaselea rector în doar 5 ani care este schimbat din funcție. Excursie într-un safari din Parcul Național Nairobi în cadrul vizitei oficiale pe care Klaus Iohannis o face în Kenya. Președintele a început ieri un turneu african de 9 zile. Administrația prezidențială spune că o temă centrală a turneului african ar fi schimbările climatice și protecția mediului. Cotroceniul nu face referire la combustibilul folosit de avioanele private pe care Klaus Iohannis le închiriază pentru călătoriile în străinătate. O anchetă recentă a Recorder arată că turneul asiatic și cel latinoamerican de anul acesta ale președintelui au costat fiecare peste 1 milion de euro. Mâine, Klaus Iohannis are programată o vizită la un liceu de fete, iar apoi pleacă în Tanzania, unde va sta 4 zile. Militarii israelieni au pătruns astăzi în cel mai mare spital din fâșia Gaza, al Shifa. Ministerul Apărării spune că a lansat o operațiune limitată și că trupele ar fi descoperit arme și infrastructură teroristă în instituție. Ministerul adaugă că va publica la un moment dat probe video în această privință. În interiorul spitalului nu ar fi avut loc lupte. Based on intelligence information and an operational necessity, IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area in the Shifa Hospital. The IDF is conducting a ground operation in Gaza. Israelul afirmă de mai mulți ani că gruparea islamistă Hamas ar folosi al-Shifa drept acoperire pentru activități teroriste. Acuzația a fost respinsă în mod repetat de oficialitățile palestiniene. Un jurnalist citat de BBC spune că soldații au trecut astăzi prin toate saloanele spitalului și că au interogat mai multe persoane. El confirmă însă că nu s-a făcut uz de arme. 4 militanți Hamas au fost însă uciși în exteriorul spitalului. Casa Albă a repetat astăzi că civilii trebuie să fie protejați, în vreme ce ONU insistă că, citez, spitalele nu sunt câmpuri de bătălie. Curtea Supremă a Marii Britanii a invalidat una dintre cele mai controversate politici publice ale guvernului conservator. Intenția de a-i trimite pe solicitanții de azil în Rwanda este ilegală, a stabilit instanța. E o lovitură dură, dar așteptată pentru premierul Rishi Sunak, care a promis că va opri micile ambarcațiuni cu imigranți care traversează canalul Mânecii. Expulzarea imigranților într-o țară africană criticată adesea pentru că încalcă drepturile omului a fost promovată insistent de fosta ministră de interne, Suella Braverman. Premierul Sunak a demis-o la începutul acestei săptămâni. Suella Braverman își dorește chiar ca Marea Britanie să iasă din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, ca să nu mai fie nevoită să se supună deciziilor CEDO. Doar alte două țări europene se află în această poziție, Rusia și Belarusul.
La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, patronul echipei de fotbal FCSB, George Becali, scapă de dosarul penal în care era acuzat de fraudă la vot. Judecătoria Buftea a hotărât că faptele s-au prescris. Pentru a trimite acest dosar în judecată, procurorii au avut nevoie de 4 ani. George Becali a votat la așa zisul referendum pentru familie din 2018, deși fusese condamnat în alte dosare, privind un schimb de terenuri cu Ministerul Apărării și sechestrarea unor hoți care îi furaseră mașina. Condamnările includeau restrângerea unor drepturi, precum cel de a fi ales în funcții publice și cel de a vota. Hotărârea de acum a instanței nu e definitivă. Aproape 20 de publicații care se prezintă drept independente răspândesc propaganda Partidului Aur. Ele plătesc Facebook pentru a amplifica mesajele formațiunii lui George Simion, dar și teorii ale conspirației. Miss Report, un newsletter săptămânal despre dezinformare, scrie că pagini precum economiștii.ro sau comentatorii.ro încearcă în mod constant să inducă cititorii în eroare. Materialele sponsorizate au avut aproape 16 milioane de afișări numai anul acesta. Ovidiu Mihalcea, de la Miss Report, a spus la RFI România că mai multe dintre domeniile respective au fost înregistrate de vicepreședintele AUR, Marius Lulea. El pretinde că le-ar fi cedat, cu tot cu paginile de Facebook, dar identitatea noilor proprietari nu e cunoscută. Alte site-uri au fost înregistrate de o firmă care a colaborat cu AUR în 2020 și 2021. Compania Metrorex a deschis astăzi stația de metrou Tudor Arghezi din București de pe magistrala Pipera Berceni. Lângă stație funcționează o parcare cu 350 de locuri. Cei care locuiesc în Popeș-Lordeni și în comuna Berceni își pot lăsa acolo mașinile și pot ajunge în centrul capitalei cu metroul. Stația Tudor Arghezi e deschisă abia acum, deși lucrările au fost gata în decembrie anul trecut. Metrorex se așteaptă ca luna viitoare să fie emisă și autorizația de construcție pentru magistrala 6, care ar trebui să facă legătura între oraș și aeroportul și molul Băneasa. Lucrările trebuie să înceapă la primăvară și sunt programate să dureze 4 ani. Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările, iar în stânga lui opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!